primele 103 au fost publicate 18 hotărâri. În 7, în urma rapoartelor de audit, nu au fost depistate irregularități semnificative, iar în celelalte 11 au fost înregistrate ineficiențe și irregularități în alocarea și utilizarea resurselor publice. Există un șir de irregularități, printre care, de exemplu, la două societăți comerciale, Franzeluța și Banca de Economii, Curtea de Conturi a constatat că membrii ai Consiliului societății au fost numiți directorii acestora, contrar prevederilor legale. Mai mult decât atât, în Consiliile a două societăți comerciale s-a acceptat includerea în contractele de muncă a unor clauze privind achitarea compensațiilor la demisionarea directorilor acestora, în mărime de 5 milioane lei la Tutun CTC și de 800 mii lei la Motelecom. În același timp, la cele 20 de societăți comerciale care au fost auditate, profitul net obținut în anul 2011 s-a redus semnificativ față de 2008, de circa 6 ori. Un alt tip de irregularități ține de mecanismele de gestionare a patrimoniului. Exemplu, Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului a transmis gratis în locațiune unui agent economic spații în Casa Guvernului cu o suprafață totală de 867 metri pătrați, cheltuielile legate de serviciile comunale fiind suportate de către această Direcție Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului. Aceste costuri plus resursele care ar fi putut fi primite în urma transmiterii în locațiune a spațiului sunt de 2 milioane lei. În anul 2011, Academia de Științe a formulat un subprogram pentru a justifica alocarea mijloacelor bănești în sumă de 25,9 milioane lei, care de fapt erau destinate pentru unele cheltuieli administrative, majorarea salariilor funcționarilor săi, majorarea tarifelor la serviciile comunale și efectuarea unor investiții capitale. Concluziile indică asupra gestionării păguboase a patrimoniului public. Patrimoniul nu este înregistrat în multe cazuri. Transmiterea în locațiune fără să respecte cuantumul chiriei fixat prin lege. Luarea în locațiune de la agenți a unor bunuri imobile la prețuri ce nu pot fi justificate din punct de vedere economic. Și includerea în contractele individuale de muncă a unor clauze ce nu sunt în interesul public, evident. Cu păreri de rău, noi constatăm o regularitate că Curtea de Conturi aduce în atenție anumite încălcări, însă puțin ce se întâmplă. Lucrurile aici la noi, cu păreri de rău, continuă să rămână aproximativ la același nivel. Nu există o instituție administrativă în funcțiile care ar intra monitorizarea executării recomandărilor Curții de Conturi. Important este ca nicio hotărâre a Curții de Conturi să nu rămână fără un răspuns sau o finalitate. Finalitatea trebuie să existe. Ori că au fost implementate recomandările, ori că recomandările s-au dovedit a fi nu suficient de bune și au fost revăzute.